din respectiv, acela că Ucraina va ceda repede, va cădea foarte ușor. Lucrurile n-au stat așa, rezistența ucraineană este în continuare acolo și o să vedem cum s-a putut întâmpla lucrul acesta. Andreea Sava și generalul Mândrescu sunt din nou în direct cu noi. Bună ziua din nou, da, domnul general Mircea Mândrescu, fost comandant NATO la Lisabona, este alături de mine și așa arată, domnule general, cea mai recentă hartă pusă la dispoziție de Ministerul Apărării din Marea Britanie cu atacurile de ieri și de azi noapte ale rușilor. Cum vi se pare, înaintează rușii, mai rezistă Ucraina, vă rog. Deci, Carl von Clausewitz, cerebrul teoretician prusac care a trăit la începutul secolului XIX, în afară de conceptul uimitoarei trinități care se referea la acea reuniune trihotomică între ură, noroc, șansă și, calcul militar, ne-a lăsat și conceptul de punct culminant. Asta se întâmplă în teatrul de operațiuni militare ucrainean. Rușii, partea rusă a culminat, a ajuns la momentul în care nu mai poate să dezvolte ofensiva în continuare. Și vedem asta peste tot, adică în ultima săptămână nu avem schimbări extraordinare din punct de vedere operațional. Linia frontului a rămas cam aceeași. Și asta este valabil și în zona Kievului, care a rămas elementul principal. Asta ar fi prima zonă, da, o marcăm cu 1. Zona numărul 1, elementul principal în sensul dorinței părții rusii de a cuceri Kievul. La fel este și în zona a doua, în zona Harkovului, zona a doua, la fel și în zona a treia, în zona celor două provincii Luhansk și Donetsk, și la fel și în zona a patra, zona de efort numărul 4, în Crimea. Ce se întâmplă aici? Paradoxal, vedem rușii îngropându-se la teren, aducând mijloace care să-i facă să sape tranșee, să își dezvolte niște lucrări de fortificații care să-i facă să fie apărați de loviturile ucrainilor. Îi vedem pe ucrainieni contraatacând în partea de vest a Dniprului. În zona aceasta este stabilitate. Nu avem nemaipomenit de multe activități. În zona Harkovului există încercări de a face legătura dintre Harkov cu această zonă de jos. Dar câștigurile ruse sunt foarte, foarte mici. Sunt localități pentru care lupta se dă încă. Avem, evident, avem Mariupolul cu toată catastrofa care se desfășoară acolo și avem o zonă din nou liniștită din punct de vedere operațional la Mykolaiv și în Melitopol. Nu avem mare lucru aici desfășurându-se, doar că partea ucraineană desfășoară activități limitate, ofensivă, contraatacuri de la Mykolaiv în sensul pentru a recupera din teritoriul care a fost pierdut. La nivel general, conform unor estimări din aproximativ 190.000 de militari care au început, care au fost concentrați de către partea rusă, 40.000 sunt pierderi în acest moment. O cifră catastrofală. Când spun pierderi, nu mă refer neapărat la morți. Pierderi înseamnă militari care nu mai pot participa la luptă. Morți, răniți, bolnavi, dispăruți. Dispăruți fiind prizonierii pe care i-a luat partea ucraineană. Însă, domnule general, temerile din partea serviciilor occidentale este că ar urma o nouă ofensivă rusească și de aceea, inclusiv la acest summit, se analizează și care sunt vulnerabilitățile flancului estic al NATO. Și înțeleg din această hartă că aici avem, de fapt să facem cu roșu, aici avem cele două vulnerabilități. Vă rog, explicați-ne. Nu neapărat vulnerabilități, puncte importante de trecere. După cum vedeți, este vorba de cadetrine, de fapt. Este această strâmtoare care face legătura, Kielul este un canal care face legătura între Marea Nordului și Marea Baltică. Foarte important. De asemenea, în această localitate, Kiel, și în altă localitate, Wilhelmshaven, se găsesc principalele baze navale ale Germaniei. Foarte importantă Germania și din punct de vedere naval, având în vedere geografia locului. Nu este singurul loc care este important. Aici în sus avem deasupra nordul Jutlandei, peninsulei Jutlanda, peninsula daneză, avem strâmtoarea Skagerrak. Iar aici este locul unei faimoase bătălii navale din 1916, bătălia de la Jutlanda, între forțele navale britanice și forțele navale germane.
Această zonă este foarte importantă când avem în vedere transportul de trupe și materiale care ar putea veni de pe continentul nord-american, care ar trebui să treacă și să ajungă în zona Mării Baltice. Și aceste zone trebuie să fie protejate, apărate. Nu trebuie să uităm că Rusia, unde este... Kaliningradul este aici. Așa. În Kaliningrad, partea rusă a instalat un sistem foarte puternic de, cum îi spunem noi în limbaj militar, NATO, zonă anti-acces și de limitare, de neutralizare a manevrelor aliate în zonă, a manevrelor NATO. Asta înseamnă că aici, în Kaliningrad, avem racheta andinavă, că sunt două tipuri de rachete foarte importante, Bastion și Bal. Mijloace antiaeriene, rachete S-300 și S-400, a căror rază de acțiune este foarte mare și care, în teorie sau în concepția părții ruse, ar putea avea capabilitatea necesară neutralizării, hărțuirii transportului care vine de trupe. Și acum să vorbim puțin, nu am zis de... Nu prea mai avem timp, foarte scurt, 10 secunde, dacă mai aveți ceva Subalti de adăugat. Este... Aici este. Uite, aici este zona. Este zona, după cum se vede, o zonă foarte, foarte îngustă, de aproximativ 90-100 de kilometri, care este singura cale terestră este limitată dintre Polonia și țările Baltice. Și dacă Putin intră în țările Baltice, atunci se taie și această legătură dacă cu Polonia. Dacă această legătură de exact se ocupă, este ocupată, dacă ea e întreruptă, atunci legătura terestră este tăiată. Și tot aici, teată. În Kaliningrad, domnule general, și Radu și Sabina, este și un depozit despre care s-ar zice că este pentru arme nucleare. Iar despre arme nucleare vom vorbi în ora următoare. Sabina, Radu. Mulțumim!